Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că vrei să fiți doamna cu cea mai colt în soare. Bine ați revenit pe canalul nostru! În acest video o să vă prezentăm 28 tunsori păr mediu pentru femeile peste 40 de ani care vor să întinerească în 2022. Nu uitați să vă abonați și să lăsați o apreciere acestui video. Mulțumesc! Orice femeie visează să pară tânără și atractivă. Dacă la o vârstă fragedă nu există obstacole în acest sens, atunci după 40 de ani, trebuie să depui eforturi considerabile pentru a arăta mai tânără. Tunsoarea pixie, sau mai degrabă multe soiuri ale sale, este una dintre cele mai populare coafuri care întineresc. Îți recomandăm în acest articol 28 tunsori păr mediu pentru femeile care vor să întinerească. Dacă vorbim despre îndrăzneala, atunci pixie împreună cu o coloratie strălucitoare chiar face minuni. Tunsoarea asimetrică este pentru cele care nu se tem să atragă atenția. Whisky asimetric de diferite lungimi, cu breton oblic scurt și evidențiat în nuanțe naturale. Pixie bob asimetric este pentru iubitoarele de experimente. Dacă ai ajuns până aici, nu uita să lași o apreciere acestui video. Pixie asimetric cu breton pe o parte este opțiunea cea mai neutră și clasică, fără tranziții ascuțite. Sau bob clasic scurt cu cărare laterală și perciune alungiți. O altă versiune mai scurtă a bobului este coroana voluminoasă. Tunsorile neutre sunt potrivite pentru femeile de toate vârstele și cu orice tip de păr. Pixie alungit cu breton înclinat și un perciun ascuțit este la modă pentru tinere, dar potrivită pentru antineri. Pixie perfect uniform este potrivit pentru doamnele cu părul drept. Aceeași tunsoare, dar cu un breton oblic alungit, conferă imaginii un aspect mai tineresc. O tunsoare scurtă cu breton oblic lung este un alt hit al ultimilor ani. Nu uita să te abonezi! Bob pe lungime medie ascunde favorabil toate defectele conturului fetei. Bob clasic cu breton ajută la ascunderea ridurilor faciale. Cu părul cenușul natural, dar fără breton și colțuri ușor ascuțite pe față, cu siguranță vei întineri. Un pătrat fără breton și cărare este o altă versiune. Tunsoarea în cascadă pe lungimea medie este pentru cele care nu doresc să-și asume riscuri. Tunsul Aurora este o coafură cu mai multe etape, care include mai multe tipuri de tunsori bazate pe tipul de față. Garson este potrivit pentru cele mai scurte fire. Asimetria face o femeie mai proaspătă. O poți combina cu gradient sau cascadă. Care coafură crezi că ți s-ar potrivi? Lasă-ne un comentariu! Thank you.